Doamnelor și domnilor, am revenit la Agricultura la Raport. Discutăm despre accesarea fondurilor europene. Alături de mine în studio, domnii Marian Vișu Iliescu și Mihai Aron, consultanți pe fonduri europene. Dumneavoastră, telespectatorii noștri, aveți posibilitatea să le adresați întrebări, fie că o faceți pe pagina noastră de Facebook AgroTV-Agricultura la Raport, fie că veți suna la numărul de telefon afișat pe ecran 031 405 2800. Avem câteva întrebări venite aici pe pagina de Facebook și aș vrea să le adresez invitaților mei, pentru că sunt mulți fermieri, mulți telespectatori care vor să acceseze fonduri europene, n-au toate informațiile necesare și atunci se adresează celor aflați aici în studio. Domnul Matei Barna din Cluj vă întreabă așa: pot lua un teren în arendă neînscris la APIA și să beneficiez de vreo măsură? Aș dori să construiesc solar. Ce îi spuneți telespectatorului nostru care dorește să facă lucrul ăsta? Răspunsul o să fie destul de... cum să vă spun? Dacă ar merge pe măsura 4.1, atunci da, ar fi în regulă. Dar măsura 4.1, sau, mă rog, inclusiv ceea ce înseamnă 4.1 fermă de familie, sau poate Clujul, că sunt anumite zone unde sunt zone montane, cu terenul te poți înscrie la APIA în momentul în care depui cererea de finanțare. În cerere, un ultim document este acea cerere către APIA, care îți permite să ți se atribuie un RO. Dar măsura 4.1 este acea măsură care investiții în exploatații agricole. Discutăm de finanțare și cofinanțare aici, se pleacă de bază de la 50-50, poate să ajungă până la 90-10, în cazul în care cel care depune proiectul este tânăr sub 40 de ani, și cel mai ușor de atins, dacă este într-o zonă defavorizată sau cu constrângeri naturale. În cazul lui, probabil la achiziții simple de mașini, utilaje și echipamente discutăm de 500.000 de euro, dacă nu discutăm de un milion. Dar aici trebuie să aibă în vedere faptul că acest solar, ca să fie considerat și să fie eligibil, ar trebui să fie denumit seră la rece, adică neîncălzită. Pentru că totuși, din punct de vedere constructiv, există niște mici diferențe între seră și solar sau solarul clasic pe care îl au foarte mulți oameni la țară. Deci răspunsul ar fi da pe această submăsură, pe măsura 4.1. În regulă. Haideți să stăm de vorbă și cu domnul Ion Dumitru din Dâmbovița. Bună seara! Să trăiți! Să trăiți domnul, și am și o întrebare. Vă rog. Vreau să fac un proiect pe 15.000 de euro. Așa. Am 2 hectare de pământ, da? Cu porumb și grâu și 70 de stupi și încă 1500 livadă. Bun. Vreau să știu dacă mă încadrez la proiectul. Vă facem imediat un calcul. Prima întrebare ar fi, până vă calculează colegul dimensiunea, sunteți înregistrat la APIA de cel puțin 2 ani? Da, da, da. Deci nu sunt eu, e maică-mea. De când s-a înființat. E înregistrată. Da, păi oricum da. Se poate depune pe numele mamei. Da. Și mai am o întrebare. Deci mama n-a putut să facă calificarea pentru agricultură, dar în schimb ea are o calificare de avicultor. Cu ea poate să bage diploma la dosar, să dea niște puncte? Nu. Păi nu, acolo se spune că trebuie să existe calificare în domeniu. În domeniu. Da. Discutăm de 5.000 de souri, faceți majoritar din albine, așadar proiectul o să fie pe apicultură. Pe apicultură. Da, da. Asta înseamnă că trebuie un curs de specializare în apicultor pentru punctaj. Alo? Alo, da, da. Dar eu nu are diploma asta.
pot să demarez, adică să merg cu proiectul, să-l fac fără diplomat, adică am o șansă. Se poate încerca și fără. Cum să vă spun, acum, dacă vreți ca un sfat și, într-adevăr, sunt supoziții, dar dacă ar fi să ne raportăm la anul trecut, unde au fost eligibile proiecte cu inclusiv 15 puncte și au mai rămas bani, în mod teoretic, da, dumneavoastră aveți o șansă, dar trebuie să vedeți ceea ce înseamnă domeniul prioritar și să vedeți celelalte criterii de selecție. Atâta timp cât v-ați încadra și ați avea un minim 15 puncte, și încă o dată, dacă ar fi să vedem sau să ne uităm la anul 2017, eu zic că da, ați avea șansă. Iar dacă nu are mama dumneavoastră acest curs. Da, deci are de avicultoare, deci nu de apicultoare, avicultoare. Da, deci da, da. Și că e pe baza de ramura agricolă și am crezut că totuși are un punct așa. Pentru că nu, cineva nu a făcut școala agricolă, e tractorist, deci profesională. Da. Și el e apicultor. Până la urma urmei, nici acolo nu are nicio legătură tractoristul cu apicultura. Și s-a încadrat, bine, că e liceu agricol. Dar și aici o calificare pe ramura agricolă. Nu puteți să știți, dacă nu cumva în cadrul liceului agricol, nu a făcut un trimestru de apicultură. Nu. Deci chiar n-a făcut, domnule. Deci n-a făcut. Bun. Deci știu... Cam ciudat, nu? Atunci deci a trecut cu punctaj mai mic la vremea aia pentru că au existat mai mulți bani și de-aia. Dar... Deci mie, doamna consultantă, mi-a spus deci, ce v-am spus și dumneavoastră și am 74 de puncte, sau e SOUR, cum să zic. 74 de puncte. Că am venit deci, și cu albină, deci albină carpatină, adică de rasă, adică pură. SOUR autohton. Cu București, cu sământă românească autohtonă. Ok, dacă v-a calculat că aveți punctajul ăsta... Eu v-am întrebat, v-am sunat și pe dumneavoastră, că vă urmăresc mereu. Păi, păi știu, dar nu, să știți că nu putem, nu avem în față documentele pe care le-a avut doamna consultant. Că nu, adică noi vă putem da niște sfaturi, dar până la o limită în care ne trebuiesc și documentele să ne uităm pe ele. Da, da. Vă dăm o linie generală, dar când se ajunge la punctaj, nu putem face întotdeauna punctajul la fix. Da, vă cred. Deci asta a fost întrebarea. Vă mulțumesc mult. În principiu, colegul v-a spus că se poate. Da. Deci eu v-am spus, adică dacă n-am diplomat, să nu mă încurci, adică să mă închidă dosarul, să zică că nu sunt actele în regulă și pentru diploma aia să nu mi-aprobe dosarul, să zicem. Nu, cel mult pentru diploma aia nu primiți punctajul de calificare. Dar oricum o să depuneți la dosar un angajament că va face acel curs. Da. Păi eu am vrut să fac școala de apicultură, dar nu mai sunt cerere acum, adică că trebuie să aibă un minim. Da, și nu mai e timp, pentru că ghidul deja s-a lansat, forma finală, se apropie momentul lansării efective a sesiunii. Da. Și n-ați mai avea timp de curs. Da, angajamentul poate... Bine că trebuie școala de apicultură, oricum trebuie făcută. Dar când se fac școli, am înțeles că în septembrie, am sunat la institut și a zis că în septembrie, în București, pe Calea Dorobanților, deci începe școala de apicultură. E foarte bine. Câți ani are mama? 66, 65. Și a făcut pe întreprindere familiară și e cu nepotul care are 18 ani. A, și merg împreună la școală. Păi da, o să meargă și el. Foarte frumos. Bunica cu nepotul. Păi... Bine, domnul Dumitru. Bine. Bine. Sănătate și spor la treabă. La. Mulțumim. Domnul Ionuț Antonache ne-a scris pe aceeași pagină de Facebook, este din Galați. Scrie așa: ce măsură pot accesa pentru creșterea păsărilor? Specific, sunt persoană fizică autorizată. Da, ne-a spus un element, dar s-a oprit acolo. Nu știm dacă are o exploatație înregistrată la APIA,
dacă la ora actuală crește păsări sau are teren agricol pe care îl cultivă. Adică, dacă ne urmărește, mai ne trebuie câteva elemente. Ca eu să... cred că dumnealui urmărește emisiunea. O să-l atunci rog să rugăm. Revină cu mai multe detalii și îi vom răspunde după ce primim toate informațiile pe care ni le poate furniza dumnealui vis-a-vis de speța pe care vrea să o deslușească. Pentru domnul de dinainte, într-adevăr, la ceea ce înseamnă 74 de puncte, într-adevăr, i-a calculat bine și calculat fără formarea profesională pe care nu o are. Deci dacă anul trecut s-a câștigat cu 15 puncte, la 74... O să fie probabil în luna a doua. Adică, Ovidiu, oricum, așa cum de fapt a spus și directorul general la FIR acum 3 săptămâni, da? În urmă 3 săptămâni, una, cum a spus, într-adevăr, se va deschide măsura în funcție de, într-adevăr, cam ceea ce înseamnă grupul mare de beneficiari sau când a fost cea mai mare aglomerație. Așadar, dacă ar fi să ne gândim că undeva aglomerația este 65-55, mai mult ca sigur că o să se lanseze 75 plus, pentru că există acel grup. Deci, după aceea să scadă. Asta e un lucru foarte bun, dacă îmi dați voie. Vă rog. Chiar e bine să dăm informația asta un pic chiar mai apăsat, așa, pentru că pe diferite medii se vehiculează tot felul de punctaje. Pe tânărul fermier spun unii că se va începe cu 85 de puncte. Nu. Directorul general a rostit în această emisiune 75 de puncte, așa cum a fost până acum. Da? Și începe să se scadă de la lună la lună 10 puncte. Haideți să stăm de vorbă cu un alt telespectator, domnul Eduard Busuioc din Vrancea. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Domnule, am și o nouă vacă cu lapte. Da? Așa, și băiatul cu care fac eu proiectul mi-a zis că încă 2 cedezi cu exploatații din astea. Am făcut și cele 2 exploatații și din ce mi-a calculat domnul mi-a zis că mă încadrez în 75 de puncte. Cam potențialul ridicat pe zona Dumbrăvei în Vrancea. Aveți, și... domnule, o întrebare. Aveți doar 9 vaci cu lapte, fără teren, fără nimic? Am și teren. Am 15 hectare de teren. Păi... izlaz comunal care l-am luat în concesiune de la primărie, de la Dumbrăveni. Bun. No, dar este clar că depășiți 12.000 de ISO-uri. Bănuiesc că sunteți până în 41 de ani. Da, am 24 de ani. Mulți înainte. Dacă v-a calculat că aveți 75 de puncte, probabil că dumneavoastră vreți să ne întrebați dacă merită să-l depuneți sau nu. Da, pentru că dânsul mi-a spus că intră doar proiectele la 85 de puncte. Da, deci, vedeți, se dă cu presupusul. De-aia am făcut înainte specificația aceasta. Nu are nimeni de unde să știe, nici măcar directorul general AFIR nu poate să știe câți inși depun proiecte, ca să poți să-ți dai seama de la ce punctaj în sus se poate câștiga. Și iar ideea este, cum să vă spun, că... Ideea principală este că aveți 75 de puncte și că se poate depune proiectul din prima zi. Asta este cel mai important pentru dumneavoastră. De aici încolo, un pic de noroc, Dumnezeu, da, și așa mai departe, da? Și ca să știți, ideea este că la 100 de puncte, sau, mă rog, la 85 de puncte, se ajunge destul de greu. Se vor ajunge doar acele proiecte care vor fi într-o zonă cu potențial ridicat. Și nu sunt foarte multe, dacă stăm să ne uităm în... Cu studii superioare. Cu studii și după aceea al doilea sunt cu studii superioare și cei care au preluat 3 exploatații. Într-adevăr, adică unde se poate ajunge pe la 80 de puncte, să zic, dacă am avea un potențial mediu cu un curs de formare profesională. Cu domeniul principal de activitate. Este destul de greu de obținut și vor fi, exact, vă puteți uita și pe listele și pe rapoartele de anul trecut, când au fost extrem de puține proiecte cu 100, cu 90, cu 80, cu și așa mai departe. Foarte puține. Dacă ar fi să ne gândim la ce înseamnă acest gros de
chiar și 11 milioane de euro. Probabil că vor fi proiecte de 2 milioane de euro cu acest punctaj. Nu mai mult. E foarte greu. Deci cu 75 de puncte sunt șanse și într-adevăr depuneți în prima lună. Mai grav ar fi fost dacă nu ați fi avut cele 75 de puncte și nu ați fi putut să depuneți în prima lună, pentru că până la urmă intrați într-o competiție și în funcție de criterii vedeți exact cum stați. Am înțeles, dar eu aș mai avea timp că aș mai putea să obțin 5 puncte din că eu vacile mele sunt de rasă toate, bălțată românească. Doar că pașaportul lor sunt metiși, sau cum să spun, înțelegeți? Și aș vrea să mai câștig încă 5 puncte de acolo, să le fac de rasă. Că el e de rasă doar, dar așa mi le-a trecut domnul doctor de la noi, de aici, la Dumnezeu. Păi și acum se răzgândește? Păi acum mă duc la, am fost la Orsa, la Focșani, și a venit control de la Orsa, de la Focșani, să-mi vadă animalele. Și într-adevăr, omul mi-a spus, da, sunt de rasă, schimbăm în pașapoarte. Și nu știu cât durează, adică nu știu dacă aș mai avea timp să... Că am auzit că pe la sfârșitul lunii să depun sau când să depun. Sfârșit de lună, început de august. Am înțeles, el e zbălțată românească toate, de aia vă și întreb dacă așa... Noi ce putem să vă garantăm, sigur, sigur, până pe 5 august rămâne sesiunea deschisă. De aici încolo nimeni nu vă mai garantează. Am înțeles. Puteți să încercați. Dar puteți încerca, exact. Adică de pierdut nu aveți nimic de pierdut, decât de câștigat. Am înțeles. Dacă vă ies în timp modificarea... Faceți varianta proiectului cu 75 de puncte, o pregătiți, pentru că mare lucru nu se schimbă decât atunci când se completează cererea și câteva elemente de descriere în cadrul planului de afaceri, care ia câteva zeci de minute omului. Am înțeles. Poate o da, Dumnezeu, să luăm. Și noi, că suntem tineri, n-aș pleca până afară. Aș vrea să stau în România să fac ceva aici, da? Sper să dea Dumnezeu să reușesc și eu cu proiectul ăsta. Că avem vaci de atâta timp și acum am încercat și eu pentru prima dată să fac și eu un proiect. Oricum, nu descurajați și nu pierdeți absolut nimica. Să admitem în cel mai negru scenariu, că nu intrați la finanțare, 2021, care e aproape, vor veni 100 de mii de euro pentru tinerii fermieri, veți avea până în 41 de ani la vremea aia. Deci, în cel mai negru scenariu posibil, nu se pierde. Ce vârstă aveți, domnul Busuioc? 24 de ani. Mulți înainte. Uitați, puteți să vă înscrieți și în programul ăsta, adoptă un tânăr fermier dacă faceți parte din Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească tip Zimantal. Da. Știți de programul ăsta, de proiectul ăsta? Nu știu prea multe, dar... Intrați pe site-ul celor de la ACVBR SIM și vă documentați acolo. E păcat dacă aveți animale cu origine. Sigur. Da. Păi da, că bălțata românească toate de aia. Bun. Mulțumim frumos pentru telefon. Mult succes. Mulțumesc frumos. La revedere. Doamne ajută. Citeam un pic mai devreme întrebarea domnului Ionuț Antonache, care ne scria faptul că dorește să crească păsări și este persoană fizică autorizată, da? Da. Îi cereați mai multe detalii omului, dumnealui urmărește emisiunea noastră și a revenit cu câteva informații. Ne scrie așa, nu dețin teren, câte ESO-uri trebuie să am momentan pentru a putea beneficia de fonduri? Am 200 de păsări în momentul de față. Pe viitor vreau să achiziționez un teren pentru creșterea păsărilor și a putea face anexele aferente. Facem imediat un calcul. Până îi facem... Dator fidel și trebuie să îi răspundem. Sigur. Deci, doar avea 4300 de ESO-uri, înseamnă că ar fi eligibil pe măsura mică, pe măsura 6-3. Deci se încadrează la 6-3. S-ar încadra la măsura 6-3, 15.000 de euro, 75% în momentul în care se depune, de fapt se depune, după ce se semnează contractul de finanțare și, mă rog, mai sunt niște diligențe, niște acte care se cer, și mai apoi 25% în 3 ani de zile în cazul dânsului. Dacă vorbim de pomicultură, discutăm de 5 ani, pentru că e vorba de și
intrare pe rod, că poate cineva are, mă rog, are plantație nouă și atunci sunt 5 ani. Și ce este încurajator pentru dânsul, că din acești bani, acești bani pe 6-3 pe 6-1, din aceștia poate achiziționa chiar și găini de rasă pentru a le mulți. Bun, haideți că mai avem 3 minute până la publicitate și vreau să mai stăm de vorbă cu un telespectator. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? De unde ne sunați? Nicu Străbuz de la Onești Bacău. În regulă, vă ascultăm, vă rog. Deci, eu am fermă. Așa. Carmangerie. Da. Feciorul meu. Așa, da. A trăsat tânăr fermier, i-am concesionat un grajd. Are animale de rasă, are vreo 25 de capete de șarolez. Șarolez, da. El are ii, i-am SRL. Bun. Aș vrea să modernizez ferma. Mai exact, ce ați dori să faceți în cadrul acestei modernizări? Deci, acolo a fost o fermă de ovine, vreau să o... Să o transformați în creșterea pentru... de... Să o transformați în fermă de creștere de vaci de carne, da? Exact. Da. Bun. Vă rog. Care... modalitatea juridică. Cam înțeles că... Eu... Așa? Nu poate să fuzioneze cu SRL-ul. SRL-ul este al meu, e și el acționar la SRL. Câte părți sociale are? Câte procente? Nu contează, eu sunt pensionar, eu pot să-i cerționez statul acțiunile mele. Așa? Lui. Păi bun, în cazul ăsta nu trebuie să-i cerționați toate, dar în așa fel încât el ca tânăr să aibă cel puțin 51%. Și atunci beneficiați de acea bonificare, de 20%. Dacă ferma se află într-o regiune cu constrângeri naturale, așa zisă, zonă defavorizată, mai primiți încă 20. Și puteți ajunge la 90-10. Deci v-am interesat, am înțeles că nu mai sunt fonduri pentru modernizări în zodin sau... S-au terminat. Păi deja i-a luat ăștia, ce-au făcut cu ei? Poftim? Nici nu s-a deschis sesiunea. Cum să nu mai fie fonduri? Păi am fost la Bacău, la Pedrepe, sau cum se cheamă, și zice, domnule, nu mai sunt fonduri. Ne-au făcut o schemă, am 30 de hectare de arabil cu pășune și 24 de animale de rasă, șarolez. Așa. Și păi și zice că am cel puțin 75 de puncte și nu aveam, m-am făcut un calcul acolo că n-am decât, nu știu, 60 de puncte. Păi, ce încercam eu acum să vă dau ca sfat, că de-aia sunat la AgroTV să primiți cele mai bune sfaturi, cei de la AFIR nu pot să le dea oamenii pentru că ei sunt și evaluatori. Trebuie să-i înțelegeți și nu au voie să facă treaba asta. Dar exact, de-aia am apelat noastră, sunteți consultanți. Sigur. Și noi vă spunem cele mai bune variante. Deci varianta este să faceți un proiect de modernizare a fermei, de creșterea vacii de carne, pe ferma de familie. Ca să fie considerat SRL-ul fermă de familie, trebuie să avem până în 100.000 de ESO-uri, ceea ce aveți, și doi, trebuie să fie doi membri ai aceeași familie, adică veți fi dumneavoastră și băiatul dumneavoastră. Eu și băiatul, da. Ca să beneficiați de cea mai mare finanțare posibilă în cadrul proiectului, adică cota cea mai mare, sunt elementele pe care vi le-am descris eu mai înainte. Tânăr fermier și zonă cu constrângeri naturale sau zonă defavorizată, cum ne place să-i spunem. Domnul Struguț. Domnul Struguț, trebuie să luăm publicitate, dacă vreți, ne reauzim după câteva minute. Da? Da. O să rog pe colegi să țină numărul dumneavoastră de telefon și vă vor resuna ei după ce luăm publicitate. În regulă? Mulțumesc.
Mulțumesc mult. Și eu mulțumesc. Publicitate.